Bună tuturor, numele meu este Denisa și astăzi veți afla povestea vieții mele. Cum am aflat că bucătăreasa noastră este de fapt o impostoare și cum mi-a schimbat asta viața complet. Asta este casa în care locuiesc eu împreună cu părinții mei. El este tatăl meu, iar ea este mama. Sunt unii dintre cei mai bogați oameni din oraș. Am avut norocul să mă nasc într-o familie foarte bogată și să locuiesc într-o asemenea casă. Mama nu a gătit niciodată pentru că am avut bucătari angajați să facă asta. La fel era și cu curățenia, eu nu-mi făceam curățenie în casă. Mama a angajat menajeră să facă curățenie în toată casa. Casa era atât de mare încât mama a angajat menajeră pentru fiecare zonă a casei noastre. Într-o zi, în timp ce mă jucam pe calculator, mama se certa cu bucătăria sa. E inadmisibil așa ceva! Tu știi să gătești și altceva în afară de sandwich? Când ai gătit fructe de mare, am făcut cu toții intoxicație alimentară. A trebuit să-mi duc copilul la spital din cauza ta. Îmi pare rău, doamnă. N-a fost cu intenție. N-a fost cu intenție, dar noi tot avem de suferit și tu banii tot miei. Îmi pare rău. Dar ești concediată. Fă-ți bagajele și pleacă din casa mea în momentul ăsta. Am auzit-o pe mama cum a concediat-o pe bucătăreasă. Mamă, și ce facem acum? Ai concediat-o pe bucătăreasă, noi ce mâncăm? Mie mi-e foarte foame, cine ne mai gătește? Stai liniștită, draga mea. O să mergem la restaurantul nostru preferat, cum mergem de obicei. Și o să poți să-ți comanzi mâncarea ta preferată. Ura, vai ce mă bucur, mami, abia aștept să mergem la restaurant. Mamă, mâncarea la restaurantul ăsta e excelentă. Măcar dacă am fi avut și noi un bucătar care să gătească aproape la fel de bine cum gătește și bucătarul care lucrează la acest restaurant. Scumpa mea, să știi că nu zici rău deloc. Cine este bucătarul aici? Aș dori să vorbesc cu bucătarul. Să vină bucătarul, vă rog. Bună ziua, doamnă, m-ați chemat? Eu sunt bucătarul. Eu am gătit tot ce ați mâncat dumneavoastră. Este vreo problemă cu mâncarea? Nu v-a plăcut? Ba nu, din contră, eu și familia mea am fost încântați. Cu cât vă plătește? Vă dau de două ori numai să veniți să fiți bucătarul nostru personal. Aș fi mai mult decât încântată, doamnă, să fiu bucătarul dumneavoastră. Super, avem un nou bucătar, mami. În ziua aceea, după ce a angajat-o pe noua bucătăreasă, mama a vrut să-mi spună o informație foarte importantă. Nu știam că acea informație urmează să-mi schimbe viața complet. Draga mamei, eu și tatăl tău trebuie să spunem ceva foarte important. Tu nu ești fica noastră. Noi te-am adoptat de când erai mică. Cum? Și numai cum îmi spuneți? Păi și fica cui sunt, mamă? Uite, scumpă, o familie nu este legată numai prin sânge, ci și prin modul în care ne comportăm unii cu alții. Chiar dacă nu te-am născut eu, vei fi mereu fica mea. Bine, mamă, păi și atunci cine este mama mea reală? Nu știu, scumpă, dar promit că o să discutăm despre asta când vei crește mai mare și vei înțelege mai multe. La 7 ani am aflat că am fost adoptată. Am și uitat acest amănunt al vieții mele. Mi-am văzut de viața mea mai departe. Viața mea s-a schimbat complet în acel moment. Te-ai trezit, somnoroasă? Bună dimineața! Ți-am pregătit micul dejun. Mama ta mi-a spus că-ți plac ouăle fierte și pâinea prăjită. Poftim, ți le las aici! Poftă bună! Mulțumesc mult! Însă eu nu ți-am cerut să-mi aduci micul dejun la pat. Știu că nu mi-ai cerut asta, însă m-am gândit eu să-ți pregătesc micul dejun. Dacă ai nevoie de ceva, nu ezita să mă contactezi. Să stau la dispoziția ta toată ziua. Ce ciudat s-a purtat această bucătăreasă. Până acum niciuna din bucătărese nu mi-a pregătit micul dejun la pat. Ceva nu e în regulă cu ea, dar mie îmi place. Cu timpul, bucătăreasa a început să se poarte ca o bonă cu mine. Cum a fost ziua la școală, Denisa? Ai luat vreo notă? Ce carte citești acolo? O să-mi povestești și mie? Nici măcar mama mea nu mă întreba asemenea detalii despre viața mea, dar mie îmi plăcea. Citesc o carte despre extraterestri. Nu mi-a dat-o de la școală, dar o citesc pentru că îmi place mie să citesc. A, serios? Mai povestește-mi despre tine. Ce-ți mai place ție să faci? Spre exemplu, care e culoarea ta preferată? Nu m-a întrebat nimeni niciodată care este culoarea mea preferată, dar îmi plăcea foarte mult să stau de vorbă cu această bucătăreasă. Simțeam o conexiune foarte profundă cu ea. Mama era mereu plecată cu afacerile. De obicei stăteam cu bonele care nu prea mă întrebau nimic, doar mă supravegheau. Bucătăreasa a început să se poarte din ce în ce mai ciudat. Într-o noapte m-am trezit însetată și eram gata să merg la bucătărie să beau un pahar cu apă. Mare mi-a fost mirarea când am văzut-o pe bucătăreasă. În fața mea, în camera mea, uitându-se la mine cu niște ochi foarte ciudați. În momentul ăla m-am speriat. Ce faci aici? De ce ai intrat
camera mea. Când m-ai pus să dorm în pat, ai plecat și m-ai lăsat să dorm. De ce te-ai întors? Îmi cer scuze, n-am vrut să te trezesc. Însă mi-am uitat telefonul. Atunci când ți-am citit acea poveste, am venit să-l iau. Noapte bună, am plecat. Bucătăria asta se poartă foarte ciudat. Trebuie să stau de vorbă cu ea, să aflu ce nu e în regulă cu ea. Bună dimineața, Denisa, te-ai trezit? Ți-am pregătit micul dejun, e pe masă. Acum mă odihnesc. Bună dimineața, doamna Lily. Doamna Lily, am vrut să vă întreb ceva. Îmi pare rău dacă te-am speriat azi noapte. Am intrat tiptil ca să nu te trezesc, să-mi recuperez telefonul. Nu e nicio problemă, însă voiam să vă întreb. De ce sunteți atât de drăguță cu mine? Nici bucătăria sa, nici Bona, nici menajera nu s-a purtat atât de bine. Nici măcar mama nu mă întreabă ce fac la școală. Te deranjează? În niciun caz, îmi place, numai că sunt curioasă. Uite, Denisa, am avut și eu o fică. Îmi aduci foarte mult aminte de ea. Din păcate, eu n-am reușit să am relația asta cu ea. Așa că vreau să mă port bine cu tine, să-ți ofer ție ce n-am putut să-i ofer fiicei mele. De ce să nu faci bine dacă poți? Oh, îmi pare rău. Și ce s-a întâmplat cu fica dumneavoastră, doamna Lily? Pur și simplu, nu ne-am mai văzut niciodată. Atunci am văzut-o pe doamna Lily cum începe să plângă. Fica mea ar fi avut acum aceeași vârstă pe care o ai și tu. Mi-e atât de dor de ea. Nu trece zi să nu mă gândesc la ea. Povestea doamnei Lily m-a emoționat foarte tare. Așa că eram dispusă să o ajut și eu pe doamna Lily la rândul meu. Ea îmi gătește în fiecare zi, stă cu mine, mă ajută la teme uneori. Doamna Lily merită să fie răsplătită. Așa că m-am apucat să investighez. Voiam să o găsesc pe fica doamnei Lily, să le reunesc cumva. Așa că am decis să merg la spitalul din oraș și să aflu cum se numește fica pe care a născut-o doamna Lily în urmă cu 7 ani. Înțelege, domnișoară, astea sunt informații confidențiale, nu ți le pot oferi așa pe tavă. Vă rog, doamnă, trebuie să aflu dacă doamna Lily Iordache a avut un copil și cine este. Vă rog, nu o să plec de aici până nu aflu. Știi cine sunt părinții mei? Of, nu începe ea. Bine, domnișoară, deja mă doare capul, stați aici de o oră. O să caut acum în registru. Lily Iordache. Da, într-adevăr, a avut un copil în urmă. A renunțat la drepturile de mamă, iar copilul a fost adoptat de familia Popovici. Și copilul acum este adoptat sub numele de Denisa Popovici. Cum? Nu se poate! Trebuie să fie o greșeală! Am aflat în acea zi, fără să vreau, că bucătăria sa este mama mea. Mama mea reală. Am venit acasă plângând și i-am spus mamei și tatălui meu totul. Bineînțeles că s-a lăsat cu ceartă între mama și doamna Lily. Nu vine să cred că după atâția ani ai curajul să vii aici. Știai, așa-i? De asta te-ai angajat la noi. Mamă, nu mai certa pe tanti Lily, ea n-are nicio vină, eu m-am dus la spital. Nu, Denisa, mama ta are dreptate. A fost totul premeditat. Știam că tu ești fica mea, de asta m-am angajat la voi. Cum? Meriți să știi adevărul, o să-ți povestesc totul. Eram foarte săracă și bolnavă când te-am născut, Denisa. Căutam o familie înstărită care își dorea un copil la care să te las. Doctorii mi-au zis că mai am doar o lună de trăit. Ce se întâmpla cu tine după ce muream eu? Am ascultat conversația părinților tăi. Ce ne facem, dragule? Ne dorim de atâta timp să avem un copil și uite că încă nu s-a întâmplat. Doctorii au spus că n-avem nicio șansă să avem un copil. Știu, dragă, îmi doresc atât de mult să am grijă de un copil. Doar un miracol ne mai poate salva. Atunci am știut că tu vei fi miracolul lor. Te-am lăsat acolo, am sunat la sonerie și am plecat. Am privit din depărtare cum te-au găsit și cum te-au adoptat și au avut grijă de tine. Știam că o să ai o viață perfectă. De-a lungul vieții v-am tot urmărit. Voiam să mă asigur că duci o viață bună. Boala mea a intrat în remisie, adică a dispărut ca prin minune. Doctorii nu și-au explicat cum de încă mai trăiesc. M-am angajat la restaurantul preferat al părinților tăi, Denisa. Doar ca să fiu aproape de tine. Gătind și servind mâncare la restaurant era singura mea șansă de a te vedea măcar puțin. Până când, într-o zi, mama ta mi-a oferit un post de bucătar chiar la voi acasă. Nu puteam să nu-l accept. Era șansa mea să fiu aproape de fica mea. Nu m-am gândit niciodată, Denisa, că te vei duce la spital să-mi cauți fica și să afli că ești tu. Am vrut să te ajut. Nu mă gândeam niciodată că eu sunt fica ta. Mama mi-a zis zilele trecute că sunt adoptată. Te rog să nu-mi iei fica. Eu am crescut-o până la vârsta asta și am o legătură foarte puternică cu ea. Știu că ești mama reală, dar eu țin foarte mult la ea. Stai liniștită, are o viață mult mai bună aici decât aș putea să-i ofer eu. Tot ce vreau este să păstrez legătura, să ne vedem măcar o dată pe săptămână. Și asta s-a întâmplat.
Am rămas în continuare cu părinții mei adoptivi, însă mă vedeam o dată pe săptămână, poate uneori și mai des, cu mama mea reală.